Doamnelor, domnilor, bun găsit la Echidistant. Sunt Marian Cioacă și astăzi, pe parcursul a 30 de minute, vă invit să ne fiți alături la o discuție despre învățământul profesional dual. Ei bine, școala s-a schimbat în doar câteva luni, într-un mod cum nimeni nu-și putea imagina. Viitorii absolvenți care abia așteptau să ia calea străinătății stau acum în cumpănă. Angajatorii care susțin clasele de învățământ profesional dual nu au mai putut organiza interviuri, iar profesorii așteaptă să vadă dacă vor mai avea catedră la... Sunt doar câteva dintre problemele pe care le vom aborda în această emisiune. Alături de invitatul meu, domnul Ciprian Lepădatu, este președintele Asociației Firmelor Constanțene. Ne bucurăm că v-ați făcut timp și ați venit alături de noi astăzi. Mulțumesc foarte mult de invitație, bineînțeles că fac timp. Foarte important să ne spuneți pentru început și să explicați telespectatorilor într-o primă fază ce înseamnă învățământul profesional dual. Învățământul profesional dual și pe scurt dual, cuvântul dual, vine de la implicarea firmei și a școlii în educarea elevului. Este foarte important pentru că firma se poate implica foarte, foarte, foarte mult în educarea elevului pentru ca elevul, la finalul celor 3 ani de studii, să capete o calificare și nu numai o hârtie, ci să știe foarte bine despre ce e vorba, mai ales specificul firmei partenere, firma care s-a implicat și l-a susținut. De când avem un astfel de învățământ dual în România? Pentru că în Europa se practică de foarte mult timp, cum Germania are foarte mare succes în acest moment. Noi am avut acest învățământ dinainte de 89. După care am făcut o pauză foarte lungă, am propus alte forme care nu au avut succesul constant, cel pe care îl doream și ne-am întors la învățământul dual, iar astăzi invitatul nostru Cornel Bertea Hanganu este unul dintre inițiatorii învățământului profesional din România, la nivel întreg, inclusiv ce a însemnat partea de legislație. Învățământul dual nu este prezent de mulți ani în România în acest moment, dar dezvoltarea lui este fantastică, mai ales când vine vorba despre zona Transilvaniei și a Bucureștiului. Iar în Constanța cum stau lucrurile? Ce feedback primiți? Încet. Este un proces. Suntem într-un proces de dezvoltare. Încă, dintr-un motiv pe care eu încă nu l-am înțeles, școala nu a explicat agenților comerciali pe înțelesul lor ce înseamnă învățământul dual. Eu mă întâlnesc 6-7 agenți comerciali pe săptămână, cel puțin, în explicarea învățământului dual. Marea majoritate sunt foarte bucuroși când înțeleg și vor să ia parte la el. Evident, după care este o construcție de resurse și se vor vedea dacă au anul ăsta sau dacă vor face la anul învățământ dual, dar toată lumea își dorește să facă. Practic, cine ar trebui să pună în mișcare lucrurile? Agentul economic să vină și să susțină agentul financiar? Agentul economic pune în mișcare lucrurile. Agentul economic completează o cerere către învățământul de masă, către școală și pe acea cerere scrie ce număr de elevi își dorește, pe ce calificări, chiar și la ce liceu și ar dori. De aici începe tăvălucul birocratic, de aici începe conceptul și programul pentru agentul comercial. Rolul pe care îl am eu în Asociația Firmelor Constanțene este de a construi pentru aceste firme partenere care își doresc să implementeze sistemul dual, de a construi proiectul pentru a avea un proiect de succes. Este foarte important, nu este simplu, sau nu este simplist, ca să spun așa, simplu, este simplu de explicat, simplu de înțeles, dar nu este simplist proiectul, pentru că el include mai mulți factori pe lângă instrumentele din firmă care trebuie construite ca să poți să educi copiii, ca să poți să integrezi copiii, sunt de asemenea libertățile pe care ți le oferă școala ca să poți să educi inclusiv în timpul școlii pe elevi. Și atunci îți trebuie o strategie. Îți trebuie, cum spuneam, diferite instrumente pe care trebuie să le implementezi în firmă, iar cu ajutorul firmelor constanțene aceste lucruri se pot face foarte ușor. De asemenea, eu continui cu invitatul nostru de astăzi, domnul Octavian Dan de la Oradea, președintele Asociației Firmelor Bihorene, care la Oradea implementează cu succes învățământul profesional dual și veți vedea câte lucruri extraordinare face și care are unul dintre principalele modele
După care noi construim Asociația Filmelor Constanțene. Ne-am construit după modelul Asociației Filmelor Bihorene, în parteneriat cu Asociația Filmelor Bihorene. Evident că mai adăugăm ingrediente. Noi suntem la Constanța, ei sunt la Oradea și mai adăugăm ingrediente la Constanța ca să găsim cel mai bun model constanțean pentru ceea ce înseamnă Asociația Filmelor Constanțene și, evident, învățământul dual la malul mării. Și pentru asta, cei doi parteneri importanți, Școala Fără Șomeri și Asociația Filmelor Bihorene, întotdeauna ne-au fost alături și ne-au sprijinit. Vă invit în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul Octavian Dan. Așa cum ați spus, președintele Asociației Filmelor Bihorene se află în momentul de față în legătură directă cu noi. Bună ziua, dacă ne auziți, vă rog să ne spuneți. Ne auziți? Da, bună ziua! Este învățământul profesional dual o alternativă, domnule Dan? Cum vedeți lucrurile? Este o alternativă viabilă? Nu putem vorbi. Păcate, să știți că nu vă auzim foarte bine, o să încercăm să reluăm cumva legătura. Ar fi bine să vă apropiați puțin mai mult de laptop, bănuiesc că de aici sunt problemele. Vă rog, ne auzim? Da, eu vă aud. E mult mai bine acum, vă rog. Spuneam că un bătrân nu este vaccinat. Ce numai să... Face o mică pauză. Din păcate nu vă auzim. O să continuăm discuția. Ce avantaje au, domnule Lăpădatu, elevii care merg se îndreaptă către acest învățământ? Elevii au câteva avantaje foarte importante. Principalul avantaj este de a învăța o meserie, nu doar de a primi o diplomă. De a învăța în practică, de a deveni specialiști, nu doar calificați. Este foarte important să facem această precizare pentru că ei au timpul suficient de a învăța această meserie inclusiv în cadrul firmei partenere și atunci firma va dedica un timp prețios, important în educarea lui practică, nu numai teoretică. Asta este unul dintre marile avantaje. Bineînțeles, există avantaje financiare ale elevului, bursa de la stat și bursa suplimentară de la firmă, există avantaje de multe ori legate de transport, cazare, masă, asta e în funcție de proiectul pe care îl are compania, există de asemenea avantaje ale tratării elevului prin valorizarea lui. Firma nu îl tratează ca pe un elev care vine, stă 2 săptămâni și pleacă după 2 săptămâni, nu ne interesează ce face. Îl include un proiect de succes, înseamnă includerea elevului în cultura companiei. Și atunci elevul se simte valorizat, va fi valorizat, se va simți ca un ucenic, ca un elev de trupă prima dată, nu? Este mic, este de-abia la 14 ani și încet, încet, repede va deveni muncitorul calificat pe care el și-l dorește. Prima dată, evident, în zona de mână dreaptă, da? Își ia calificarea și devine muncitorul calificat. Aceste aspecte, pe lângă multe altele, sunt foarte importante când vorbim despre viața elevului, viitorul elevului, viitorul companiei, viitorul comunității în general. Aceste lucruri aduc un plus mare de valoare învățământului profesional dual versus învățământul profesional clasic, unde elevul se întâlnește, evident, tot cu firma, dar într-o perioadă mai scurtă, mai puține ore de practică productivă și de asemenea, de foarte multe ori, pentru că elevul nu este obligat cu nimic ca să vină la firmă și sunt istoria ne-a învățat. Să clarificăm aceste aspecte. De exemplu, agentul economic are obligativitatea să angajeze toți absolvenții și de partea cealaltă absolvenții sunt obligați ca după finalizarea studiilor să se angajeze la agentul economic? Nu există această obligativitate. Dar nu vrei să lăsăm pe partenerul nostru Cornel Bertea Hanganu să ne povestească că eu știu foarte multe lucruri, dar el chiar știe tot. Bun, eu vă invit în cele ce urmează să vorbim și cu domnul Cornel Bertea Hanganu, președintele Asociației Școala Fără Șomeri. Bun găsit, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Să sperăm că legătura video este mult mai bună. Ne auziți? Da, vă aud. Bună seara.
Cum se desfășoară lucrurile? Cum vi se pare că se desfășoară? Vă auzim perfect. Mulțumim că sunteți alături de noi. Vă rog. Aș face întâi o precizare ca să se înțeleagă de unde vine școala fără șomeri și cum a început tot acest demers în urmă cu câțiva ani buni. Venind de pe zona planificării strategice, ne-am lovit foarte mult de durerile directorilor liceelor tehnologice care, evident, în perioada asta de tranziție rămân fără material de lucru, rămân fără copii. Și atunci ne-am aplicat foarte mult, așa cum spunea și domnule Pădatu, la ceea ce a existat înainte de 89, școala profesională cu practică productivă, un model al dualului german, al actualului model german, pătruns în România pe vremea regelui Carol, naționalizat de comunism pentru că se contribuia foarte bine perioadei de expansiune industrială și practic putem spune că școala profesională cu practică productivă a fost cea care a dezvoltat din punct de vedere economic și logistic România. Pentru că știți foarte bine, toate întreprinderile la vremea respectivă de stat, ministerele de linie, cum e Ministerul Agriculturii, Ministerul Energiei, aveau școli proprii unde se pregătea forța de muncă calificată, vorbim aici de nivelul 3 de calificare, acești elevi urmând apoi să devină muncitori în companie. De aici a plecat și ideea școlii fără șomer, pentru că învățământul dual în ansamblul lui, fie că vorbim de implicarea companiilor de stat sau implicarea companiilor private, conduce, dacă este foarte bine implementat, adică sunt multe discuții, la faptul că acei elevi, după 3 ani de zile, devin muncitori calificați în companie, iar compania, după această perioadă de 3 ani, nu mai are nici cheltuieli suplimentare. Vorbim aici de motivație, vorbim în primul rând de inducție, pentru că vorbim de muncitori calificați în domenii tehnologice, unde tehnologia este foarte, foarte ridicată și procesul de inducție este un proces foarte important. Gândiți-vă că un astfel de copil lucrează pe o mașină, un strung în comandă numerică de peste 2 milioane de euro. Orice proces greșit, în primul rând că scoate echipamentul din producție și poate aduce pierderi financiare companiei. Așadar, școala fără șomeri are la bază acest concept de integrare de pe băncile școlii a elevilor pentru a deveni muncitori calificați. Practic, absolventul de școală profesională, după 3 ani de zile, are deja cel puțin 2 ani de zile, vorbim în jur de 1800 de ore de practică productivă, lucrând cot la cot cu colegii. Adică învață meserie pe românește, mai bine spus. Cine și în, ce, și în ce proporție asigură susținerea financiară, domnule Hanganu? Spuneam că învață o meserie și mai mult decât atât, mai important decât faptul că învață o meserie, este și integrat în cultura organizațională a companiei. De ce nu are mai mult succes acest învățământ dual? De ce credeți că nu a prins așa cum a prins în unele țări din Europa? O să vă spun imediat că există o explicație pertinentă. Așa cum spunea și domnule Pădatu, după 90 acest învățământ a dispărut în principal prin prisma faptului că acele companii de stat s-au desființat, s-au lichidat, au fost vândute și nu au mai existat partenerii de practică. După cum ați văzut, școlile au rămas în continuare. A existat o perioadă în care s-au făcut diverse experimente, dacă le putem spune, și abia din 2012 putem discuta de un învățământ profesional cu elemente de dual, el nefiind fundamentat din punct de vedere legislativ. Abia începând cu anul 2017 a fost fundamentat legislativ acest tip de învățământ de către Ministerul Agriculturii, Educației, iar
În 2018, la nivel guvernamental, a fost fundamentat cu specificarea activităților, scopului și rolului pe care îl au toate cele trei părți implicate. Vorbim aici de agentul economic, care este cea mai importantă parte. Vorbim de școală, care este partenerul agentului economic. Și în extensie vorbim de administrația publică locală, pentru că școala aparține primăriei din punct de vedere administrativ. Și nu în ultimul rând, cel mai important rol, actorul principal, elevul, alături de familia sa. Familia este un al doilea răspuns la faptul că acest tip de învățământ nu este foarte dezvoltat, chiar dacă agenții economici au solicitări, se pun în acest sens solicitări către unitățile școlare, dar nu au elevi care să vină să se înscrie. Pentru că există încă un stigmat asupra școlii profesionale provenit de dinainte de 89, unde școala profesională era un fel de bau-bau, genusereața educației. Dacă nu erai capabil să faci nu știu ce, ajungeai la profesională. Ori, sistemul dual este o alternativă de excelență. De ce? Pentru că la sfârșitul acestui proces educațional, atât elevul cât și compania care l-a pregătit și l-a integrat sunt câștigători de ambele părți. Este un proiect win-win. Ce costuri implică pentru un agent economic, domnule Lepădatu? Poate sunt oameni care se uită și vor să se implice fără să știe. Sunt, costurile se împart în trei. Vă rog. Costurile principale se împart în trei. Avem costurile școlii, foarte important, pentru că o parte, partea de curriculum în general, materii română, matematică, se învață de către, se predă de către școală, inclusiv clasele, inclusiv partea de atelier de școală se întâmplă la școală, pe costurile școlii. A doua parte a costurilor sunt costurile obligatorii ale firmei. Costurile sunt legate de bursa elevului și, evident, partea de securitate și siguranță în muncă, ceea ce înseamnă uniforma de muncă, bocancii, inclusiv partea de documentare și învățare, ce are de făcut în zona de securitate a muncii. Acestea sunt costurile obligatorii ale firmei. Și, evident, a treia parte sunt costurile opționale ale firmei în funcție de proiect. Și aici, evident, firma își calculează în funcție de nevoile pe care le are. Și dau exemplu. Există firme care asigură transportul elevilor, cazarea elevilor, mâncarea elevilor. Sunt firme care asigură lecții de engleză pentru elevi, pentru că au nevoie ca muncitorii calificați să citească un prospect în engleză. Sunt firme care implică partea de consiliere psihosocială a elevului. Sunt tot felul de costuri pe care ar putea să le aibă firma, dar chiar dacă, așa, uman, trei tipuri de costuri, lucrurile par... Pe termen lung, pe termen lung, da, lucrurile par așa legate de milioane de lei, lucrurile stau mult mai simplu. În momentul ăsta, la Constanța, un cost mediu al companiilor care au venit către Asociația Firmelor Constanțene și am construit cu ei, este un cost undeva la 650 de lei pe lună. Pentru o firmă nu este Da, nu este un cost mare, care include foarte multe lucruri în aceste 650, și partea de obligatorii și partea de opționale. Așa, asta este un cost mediu, nu este un cost mare, iar ceea ce se întâmplă cu acest cost este foarte, foarte important. El este, în general, un cost mai mic decât, pe ansamblu, este un cost mai mic decât costul de recrutare. Ce înseamnă în momentul ăsta costul de recrutare a adultului? Iarăși vorbim generalități, sigur, dar sunt convins că multe firme se regăsesc în lucrul ăsta. Înseamnă așa, căutăm, facem tot felul de anunțuri, după care facem intervievarea. Dacă vine cineva, pentru că e posibil să nu vină absolut nimeni, dacă vine cineva, facem intervievarea, iarăși câteva zile, de oameni calificați care
se uită la respectivii și analizează, după care facem inserția în cadrul firmei. 2-3 luni de educare a adultului în partea de ce înseamnă firmă, ce înseamnă legăturile, ce înseamnă discursul din cadrul firmei, tot ce înseamnă cultura firmei și, evident, educarea lui pe baza diferențelor de producție față de alte firme, specificul companiei. Acum, în istorie se arată că un adult undeva până în 45 de ani s-ar putea, iarăși în funcție de fiecare firmă, dar s-ar putea ca după 4 luni de la începerea acestui proces, el să se ducă la o altă firmă. Și atunci se pune întrebarea, cât a costat tot acest proces al firmei, da, anunț, de a face evaluarea, de a-l învăța, de toate lucrurile astea. Cât costă? Și sunt companii, chiar și în Constanța, care au reușit să își facă acest cost, să înțeleagă și să facă acest cost și costul ăsta este între câteva mii de lei și câteva zeci de mii de lei. În funcție, evident, de specific și de probleme. Adică 10-14 mii de lei, acest cost nu este un cost exagerat. Evident, cu ghilimele de rigoare. Este o pierdere pentru companie. Muncitorul respectiv nu are timpul necesar ca să și producă pentru... Da? În acest cost, plus valoare, evident, da. În acest cost intră inclusiv salariul lui și toate lucrurile astea. Și după 4 luni e procesul de la capăt. Când vine vorba despre învățământul dual și colegii mei, prieteni și partenerii în asociației firmelor Constanțene și domnul Cornel Bertahangalu și domnul Octavian Dan, pot să confirme că dacă există un proiect de succes, marea majoritate a elevilor își văd de treabă, își doresc să învețe mai mult, doresc să aplice ceea ce au învățat, mai ales în zona de practică productivă către companie și doresc să rămână în companie după ce au terminat studiile, măcar pentru o perioadă de 2-3 ani. Inclusiv pentru că ei termină studiile la 18 ani și ca să-ți iei lumea în piept, o faci undeva în jur de 21-22. Dar când ei au 18 ani, deja au cel puțin 2000 de ore de practică în companie, ceea ce înseamnă cel puțin 330 de zile lucrătoare din cadrul companiei. Ca istorie, vă spun că 330 de zile înseamnă undeva la un an și jumătate, ca cât adun și vacanțe și weekend-ul și așa, înseamnă mai mult de un an și jumătate. Au stat acolo. I-ai văzut, i-ai studiat, i-ai învățat, i-ai educat. Iar ei, marea majoritate, evident, doresc să devină ceea ce ar trebui să devină, muncitor calificat, specializat pe ceea ce vrei tu ca el să facă. Și atunci, când vine vorba de costuri, un proiect bun arată că costurile sunt mici, nesemnificative sau chiar pozitive. Pot fi tratate ca o investiție și nu ca o cheltuială. Foarte important acest lucru. Iar în momentul ăsta la Constanța, pentru că sunt convins că asta este următoarea întrebare, în momentul ăsta la Constanța sunt companii mari și mai puțin mari care au venit către noi, mai puțin mari la nivel de număr de angajați, nu la nivel de importanță. Așa și organizăm în momentul ăsta clase de mecanic utilaje industriale, electrician de joasă tensiune, bucătar, cofetar și, surprinzător pentru noi, inclusiv horticultor. Da, ne puteți da câteva exemple despre salariile pe care le-ar putea primi un astfel de absolvent care termină învățământul dual? Din estimarea pe care am făcut-o la nivelul județului Constanța, Cornel poate să povestească de ce se întâmplă în țară și Octavian la ce se întâmplă la Oradea, dar cred că salariile elevului, după ce termină 11 clase, în învățământul dual, salariul este minim de între 2200 și 2700 de lei net. Pentru un debutant, practic. Da, dar toată lumea îl vede ca debutant, dar el are un an și jumătate deja de experiență exact pe locul ăla de muncă. Deci nu este că e venit din altă parte. Nu, el are deja experiență și atunci el nu poate avea un salariu mai mic, pentru că este la fel, are aceeași experiență cu foarte multă lume din jurul lui. Și, da, și cunoașterea și tot ce înseamnă lucrul ăsta. Și atunci și salariul este undeva, după cum spuneam, undeva între 2200 și 2700, evident în funcție de afacere, în funcție de firmă, în funcție de proiectul pe care îl are firma. Dar este cel puțin salariul ăsta. Estimăm că anumiți elevi, cei mai buni evident, s-ar putea să ajungă la 3000-3200. Ceea ce, acum, fie vorba între noi, am trecut de vârsta de 18 ani, dar aduți aminte la 18 ani
cum te rugai de părinți să ai 2 lei, 10 lei, 100 de lei, cum erau la vremea respectivă vremurile. Gândește ce înseamnă în momentul ăsta să ai 2-3 mii de lei salariul tău la început de drum. Asta înseamnă realistic că tu cu prietena sau tu cu prietenul, da, în gașca de prieteni, puteți să închiriați un apartament deja de la 18 ani, să plecați de acasă, să fiți pe picioarele voastre sau să stați evident la părinți și să acumulați resurse, așa, pe o chestie clară, bine definită, fără mari probleme. Agenții economici, la finalul pregătirii, sunt mulțumiți de absolvenți? În țară, da. Adică cine are proiect de succes este foarte mulțumit. Nu mulțumit. Gândiți-vă că în țară, în momentul ăsta, sunt proiecte care ajung la 1850 de lei bursa pe care firma o oferă către elevi. Evident, pe etape, de cât de buni sunt elevii. Marea majoritate a firmelor vin către învățământul dual ca soluție de excelență pentru ceea ce înseamnă învățământ, ceea ce înseamnă resursă umană pentru firmă pe termen lung. Acum nu vorbim doar despre am nevoie de 3 muncitori, hai să calific și iau după aia și asta a fost. Voi avea nevoie continuu de 3 muncitori. După cum spuneam, într-un management coerent a unui plan bun pus la punct pentru învățământul dual, elevul va rămâne în companie încă aproximativ 3 ani, 4 ani, undeva în zona asta, după care e posibil să-și ia lumea în piept și să plece, așa cum au plecat foarte mulți, dar vin ceilalți din urmă mereu și atunci firma, pentru că cei care vin, vin cu aceeași cunoaștere, vin cu aceeași experiență, da? Și vin continuu forță proaspătă în ceea ce înseamnă. Nu mai avem producția. Foarte mult timp la dispoziție. Pe final v-aș întreba unde pot găsi, unde pot fi accesate toate aceste informații despre învățământul dual aici la Constanța. La Constanța, pe site-ul Asociației Firmelor Constanțene, afct.ro, pe Facebook, inclusiv Inspectoratul Școlar Județean Constanța are destul de multă informație pe site-ul lor, inclusiv la site-ul Școala Fără Șomer, inclusiv la site-ul Asociației Firmelor Bihorene. Informații sunt în România. Informații, dacă își dorești, le găsești. Principalul impediment pe care l-am identificat a fost a înțelege informația, iar explicația a fost foarte importantă. De aceea, dragii spectatori, vă rog foarte mult, dacă aveți întrebări, office@afct.ro sau pe Facebook, răspundem cu mare drag întrebărilor. Venim în prezentări pentru că credem că explicația este astăzi mai importantă decât a face efectiv dual. Când înțelegem, putem să oferim pentru noi sau pentru prietenii noștri soluția de excelență pentru ceea ce înseamnă muncitorul calificat. Mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi. A fost o plăcere să stăm de vorbă. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor. Ne revedem marți. Până atunci, o seară frumoasă, un weekend la fel. Numai bine, la revedere!